Bine v-am regăsit! Azi vă prezint o nouă problemă din seria Greșit, ceea ce înseamnă că va trebui să fiți atenți la felul în care voi rezolva problema, pentru că undeva voi face intenționat o greșeală despre care știu că apare frecvent. Dacă nu veți observa greșeala, nu-i nicio problemă, în final vă voi spune care este greșeala și vă voi arăta care este rezolvarea corectă. Să vedem enunțul problemei. Avem deci un circuit alcătuit dintr-o sursă ideală, adică cu rezistența internă 0 și cu tensiune electromotoare E mare și trei rezistori legați în serie de rezistențe egale R. Și mai avem un voltmetru care are rezistența de 100 de ori mai mare decât rezistența R. Și problema ne spune că atunci când conectăm voltmetrul la indiferent care dintre cei trei rezistori, el arată tensiunea de 100 de volți. Și trebuie să calculăm ce tensiune va măsura voltmetrul atunci când va fi conectat între punctele A și C, adică atunci când va măsura tensiunea pe doi rezistori, și ce tensiune va măsura el atunci când va fi conectat între punctele A și D, adică atunci când va măsura tensiunea pe trei rezistori. Ca să putem face calculele, vă propun să găsim o expresie pentru tensiunea măsurată de voltmetru pe un singur rezistor, așa cum vedeți în schema circuitului. Știm cât este această tensiune. Este 100 de volți, dar e folositor, e util să găsim o expresie pentru această tensiune, după cum veți vedea un pic mai târziu. Să notăm această tensiune cu U1. Ea este egală, conform legii lui Ohm, pentru o porțiune de circuit, cu intensitatea curentului, înmulțită cu rezistența echivalentă a grupării alcătuite din R și rezistența voltmetrului. Avem o grupare paralel. Să notăm rezistența echivalentă a acestei grupări cu R pe 1. Putem să și calculăm. 1 supra R pe 1 este 1 supra R plus 1 supra R voltmetru. De unde rezultă că R paralel 1 este R înmulțit cu R voltmetru supra R plus R voltmetru. Cât este tensiunea U1? Este intensitatea curentului înmulțită cu această valoare a rezistenței echivalente. Intensitatea curentului o putem calcula cu ajutorul legii lui Ohm pentru întregul circuit. Și atunci I va fi E supra. Dacă vă uitați la schema circuitului, rezistența lui totală este R plus R plus R paralel 1. Adică 2R plus R paralel 1. Și acum putem scrie expresia pentru U1. U1 va fi I, adică această expresie, E supra 2R plus R paralel 1, înmulțit cu R paralel 1. Care se mai poate scrie E înmulțit cu R paralel 1 supra 2R plus R paralel 1. Dacă împart aici atât numărătorul cât și numitorul cu R paralel 1, atunci obțin 1 supra 2R supra R paralel 1 plus 1. Această fracție devine ceea ce vedeți aici. Să vedem cât este raportul 2R supra R paralel 1. 2R înmulțit cu 1 supra R paralel 1, adică cu
R plus R voltmetru supra R înmulțit cu R voltmetru. Și aici R se simplifică. Fracția noastră devine, dacă aduc aici la același numitor, voi avea la numitor rezistența voltmetrului, R voltmetru, așa, și pentru că am rezistența voltmetrului la numitorul numitorului, ea trece la numărător, supra, aici voi avea 2R plus 2RV plus RV, adică 2R plus 3RV. Și atunci U1 are expresia E RV supra 2R plus 3RV. Și am găsit o expresie pentru tensiunea măsurată de voltmetru atunci când este conectat la bornele unui singur rezistor R. Și acum să răspundem la prima întrebare. Ce tensiune măsoară voltmetrul conectat între punctele A și C, așa cum vedeți în desen? Ce tensiune măsoară pe doi rezistori R? Voi proceda la fel cum am procedat ca să găsesc expresia lui U1, dar voi nota această tensiune cu U2. Conform legii lui Ohm pentru o porțiune de circuit, această tensiune va fi intensitatea curentului în circuit, dar o notez cu I' pentru că e alta acum, circuitul s-a schimbat, înmulțită cu rezistența echivalentă a grupării celor doi rezistori legați în serie și apoi în paralel cu voltmetrul, așa cum vedeți în desen, pe care o notez cu RP2. Și putem să calculăm valoarea rezistenței echivalente RP2. 1 supra RP2 este 1 supra 2R de data asta plus 1 supra RV. De unde rezultă că RP2 este de 2 ori R înmulțit cu RV supra 2R plus RV. Ne mai trebuie și expresia lui I', legea lui Ohm pentru întregul circuit. I' va fi E supra R plus RP2. Aceasta este rezistența totală a circuitului. Înțelegeți de ce dacă vă uitați la schema circuitului. Și atunci U2 va avea expresia I', adică ceea ce vedeți aici, E supra R plus R paralel 2, înmulțit cu R paralel 2, care se poate scrie E înmulțit cu R paralel 2 supra R plus R paralel 2. Voi lua această fracție separat și voi împărți și numărătorul și numitorul la R paralel 2 și atunci obțin 1 supra R supra R paralel 2 plus 1. Să vedem cât este raportul R supra R paralel 2. Este R înmulțit cu inversul lui R paralel 2, adică 2R plus RV supra 2R înmulțit cu RV. Și R se simplifică și de data asta. Diferența este că acum la numitor voi avea 2RV. În rest, totul e așa cum era și când l-am calculat pe U1. Așa că găsim pentru U2 expresia E înmulțit cu 2RV supra 2R plus 3RV și dacă comparați U2 cu U1, observați că, așa cum deși așteptam, U2 este de 2 ori U1. Și pentru că U1 era 100 de volți,
înseamnă că tensiunea măsurată de voltmetru în acest montaj este de 200 de volți. Și acum să răspundem la întrebarea a doua, ultima întrebare. Montajul este cel pe care îl vedeți, vrem să știm ce tensiune măsoară voltmetrul acum, când măsoară tensiunea pe toți trei rezistorii. Păi nu mai trebuie să facem niciun calcul. Noi știm că dacă măsurăm tensiunea între A și C, găsim 200 de volți, ceea ce înseamnă că și dacă am măsurat tensiunea între B și D, am găsit tot 200 de volți, din motive de simetrie, nu există niciun motiv ca acea tensiune să fie diferită de prima. Și mai știm că tensiunea măsurată între punctele A și B este 100 de volți. Și mai știm că într-un circuit de curent continuu, tensiunea totală pe porțiune de circuit este suma tensiunilor pe elementele care compun acea porțiune de circuit. Înseamnă că tensiunea măsurată de voltmetru între punctele A și D trebuie să fie 100 de volți, tensiunea AB, plus 200 de volți, tensiunea BD, adică 300 de volți în total. Și am răspuns și la întrebarea a doua. Întâi vă voi demonstra că rezultatul pe care l-am obținut nu este corect și apoi vă voi arăta unde a fost greșeala și din ce cauză a apărut ea. Dacă vom conecta voltmetrul între bornele A și D, ceea ce va măsura voltmetrul va fi tensiunea electromotoare a sursei, pentru că acest montaj, cel pe care l-ați văzut mai înainte, este echivalent cu acesta. Deci ceea ce măsoară acum voltmetrul este tensiunea electromotoare a sursei. Nu știm cât este, dar o putem calcula folosind una dintre aceste două relații. Să folosim pe prima. E este egal cu U1 înmulțit cu inversa fracției de acolo, 2R plus 3RV supra RV. Să luăm această fracție separat și să împărțim atât numărătorul cât și numitorul la RV. Pentru că noi știm că rezistența voltmetrului este de 100 de ori mai mare decât R. Obținem 2R supra RV plus 3 supra 1. Și atunci mai avem de făcut această adunare. R supra RV este 1 pe 100, așa că am acolo 2 supra 100 plus 3, care este 302 supra 100. Și atunci E va fi U1, care este 100 de volți, înmulțit cu 302 supra 100. 100 se simplifică și obțin 302 volți. Tensiunea electromotoare a sursei noastre este 302 volți. Și asta înseamnă că atunci când voi conecta voltmetrul între punctele A și D, el va arăta 302 volți și nu suma celor trei tensiuni pe care le măsoară pe cei trei rezistori. De ce? Pentru că voltmetrul nostru nu este un voltmetru ideal. El nu are rezistență infinită. De aceea, atunci când îl folosim, apare un curent prin el, ceea ce înseamnă că utilizarea lui modifică atât curentul, deci și tensiunea pe porțiunea pe care măsurăm tensiunea, cât și în restul circuitului. Curentul în ramura principală crește prin folosirea voltmetrului, pentru că scade rezistența totală a circuitului din cauza că voltmetrul se leagă întotdeauna în paralel cu o anumită porțiune de circuit. Și din această cauză, atunci când măsurăm tensiunea pe un rezistor, montajul pe care îl vedeți acum, voltmetrul arată 100 de volți și, într-adevăr, atât este tensiunea pe rezistorul respectiv.
Dar tensiunea totală pe ceilalți doi rezistori nu este 200 de volți, este 202 volți. Pentru că suma tensiunilor din circuit trebuie să-mi dea tot timpul tensiunea electromotoare a sursei. Însă noi nu știm acest lucru. Noi vedem doar cei 100 de volți pe care îi măsurăm pe un rezistor. Nu știm că pe ceilalți doi, acum, tensiunea este 202 volți. La fel, când măsurăm tensiunea pe doi rezistori, așa cum vedeți în acest montaj, U2, ea este 200 de volți, într-adevăr. Dar tensiunea pe rezistorul rămas, tensiunea nemăsurată, nu este 100 de volți, ci 102 volți. Dar, din nou, noi nu știm asta, pentru că în acest montaj noi măsurăm doar tensiunea pe doi rezistori. Nu știm cât este tensiunea pe celălalt rezistor. Deci atunci când voltmetrul nu este ideal, adunând tensiunile pe care le indică pe diferite porțiuni de circuit, nu obținem tensiunea totală pe porțiunea respectivă de circuit. Concluzia este următoarea. Atunci când aparatele de măsură nu sunt ideale, toate tensiunile și curenții din circuit se schimbă când le folosim. Sper că ceea ce v-am spus vă ajută să înțelegeți mai bine circuitele de curent continuu și mai ales vă va ajuta la rezolvarea problemelor legate de circuitele de curent continuu. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!